Politicienii folosesc biserica cu cinism ca să obțină voturi, iar preoții, clerul folosesc oamenii în ignoranța lor și nu îi ajută să se instruiască, să devină mai deștept și reneagă descoperirile științifice, ca oamenii să creadă în minuni, în miracole, în efectul aghiazmei și al patului moaștelor și să le aducă lor bani. La botez, la cununie, la mormântare și după aceea parastasuri, cât mai mulți bani, bani, bani. Pentru bani face asta biserica și pentru influență. Ca să poată influența politicienii. De asta are nevoie biserica de enoriași proști, docili.